Medicamentele destinate tratamentului durerilor de stomac sunt utilizate pentru a ameliora simptomele digestive precum arsurile, refluxul gastric, gastrita și ulcerul. Însă, ca orice alte tratamente, acestea pot provoca reacții adverse, unele dintre ele fiind foarte severe. Durerile de stomac sunt tratate în mod obișnuit cu mai multe clase de medicamente, fiecare cu riscurile și beneficiile sale specifice, incluzând antiacidele, inhibitorii pompei de protoni, blocanții de receptori H2 și agenții protectori ai mucoasei gastrice. Inhibitorii pompei de protoni, cum ar fi omeprazolul, lansoprazolul, esomeprazolul, pantoprazolul, sunt utilizate pentru reducerea secreției de acid gastric. Acestea sunt considerate foarte eficiente, dar implică riscuri semnificative atunci când sunt administrate pe termen lung. Printre cele mai grave reacții adverse se numără riscul crescut de infecție cu Clostridium difficile, precum și alte efecte nedorite. Infecția cu Clostridium difficile este asociată în special cu omeprazolul. Asta înseamnă un risc crescut de infecție cu o bacterie care cauzează diaree severă și colită. Reducerea acidului gastric oferă un mediu propice pentru colonizarea bacteriilor patogene. Scăderea acidității gastrice afectează absorpția anumitor vitamine și minerale, inclusiv vitamina B12, magneziu, fier și calciu. Acest lucru poate duce la anemie, hipomagneziemie, adică lipsa de magneziu, și osteoporoză. Diareea, constipația, balonarea și durerile abdominale sunt reacții adverse raportate frecvent atunci când folosim omeprazol sau medicamente înrudite. Utilizarea prelungită a acestor medicamente poate provoca efecte secundare neurologice precum cefaleea și confuzia, mai ales în rândul pacienților vârstnici. Studii recente au arătat că omeprazolul și medicamentele înrudite cresc semnificativ riscul de infecție cu Clostridium difficile, în special la pacienții care au urmat terapie prelungită. Acidul gastric este o barieră naturală împotriva bacteriilor patogene, iar reducerea secreției de acid permite germenilor să se dezvolte și să colonizeze tractul digestiv. Clostridium difficile produce toxine care distrug celulele din intestin, provocând inflamație și diaree severă. Pacienții cu imunitate compromisă sau cei care sunt supuși unor tratamente antibiotice sunt și mai predispuși la această infecție. Utilizarea pe termen lung a acestor medicamente poate afecta absorpția calciului, ceea ce poate duce la fragilizarea oaselor și crește riscul de fracturi. Există de asemenea dovezi că aceste medicamente pot cauza nefrită interstițială acută, adică o afectare severă a rinichilor, iar utilizarea lor prelungită este asociată cu un risc crescut de boală cronică de rinichi. Așadar, vorbește cu medicul tău și vezi cât timp trebuie tu să iei aceste medicamente.